Mulțumesc foarte mult! Casa Groazei din Caracal ar putea ascunde adevăruri cumplite și totuși este sigilată și nimeni n-a mai intrat acolo de duminică. Dicot susține că nu poate face cercetare la fața locului în absența suspectului care este acum în capitală. Există însă specialiști în drept care spun că este suficientă prezența avocatului în timpul cercetării. Se știe cu certitudine că Alexandra s-a aflat în Casa Groazei, dar există semne uriașe de întrebare privind soarta ei. Anchetatorii nu pot spune în acest moment dacă a fost ucisă, pentru că nu există probe. Georgiana Murgilă este în Caracal. Georgiana, avem senzația cu toții că jucăm într-un film foarte prost. Ce se întâmplă, totuși, în acel loc de n-a mai intrat nimeni de duminică încoace? Locul care ar putea să aibă toate răspunsurile la întrebările noastre, ale anchetatorilor și ale familiilor fetelor. Bun găsit, așa este. Este un loc care este sub sigiliu de atunci, de duminică încoace, de când s-au făcut ultimele cercetări la fața locului, când știm foarte bine că vedeam pe imagini foarte mulți anchetatori care căutau cu mâinile printre țevi. E foarte mult gunoi, sunt foarte multe lucruri acolo în curte, însă până acum n-a fost spart nimic, nici zidurile de sub casă. Știm foarte bine că există un zid proaspăt acolo la subsol. Pe de altă parte, stăteam ieri de vorbă cu un bărbat care a fost în casa lui pentru a cumpăra niște vechituri și spunea că este ceva de nedescris în interior. Sunt șanțuri în interiorul camerelor, sunt niște scări care duc la subsol, iar acolo la subsol arată ca o peșteră. Sunt foarte multe lucruri care trebuie investigate în această casă. Da, cred și eu că această casă este răspunsul multor întrebări. Este răspunsul întrebărilor pe care ni le punem cu toții. Mai există și alte victime în afară de Alexandra și Luiza și ce s-a întâmplat cu Luiza și Alexandra. Știm foarte bine că în prima zi atunci au fost luate dintr-un butoi rămășițe umane care au fost trimise la IML și cei de la IML spun că spun următoarele lucruri. Acele rămășițe sunt într-adevăr umane și aparțin unei persoane cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Da, ne putem gândi că pot aparține atât Luizei sau Alexandrei, însă deocamdată nu avem un răspuns cert. Rămășițele s-ar putea să fie de mai multă vreme. Pe de altă parte, ne gândim faptul că nu ar fi avut timp să ardă în acele ore trupul cuiva, în așa fel încât sunt foarte multe întrebări fără răspuns, iar se pare că ceea ce spune Gheorghe Dincă este cusut cu ața alpă. Ne aducem aminte de prima reconstituire, atunci când Gheorghe Dincă i-a dus spre Dunăre, spre Olt, nu știa exact ce a făcut. A spus că el nu-și amintește traseul decât dacă o ia pe drumul cu care el este obișnuit. Asta înseamnă că Gheorghe Dincă minte. Ei bine, dacă constați că odată minte Gheorghe Dincă, de ce nu ai spune, nu ai crede că acest individ minte de fiecare dată? De ce te-ai luat după el să spui faptul că aceste două fete sunt moarte? Se poate să fie undeva ascunse, undeva trimise, de ce nu? Nici o pistă nu trebuie exclusă în acest moment. De altfel, știm foarte bine că ieri autoritățile au primit mai multe mesaje prin care erau anunțate de faptul că Alexandra s-ar afla în podul unei case vie, au spart acele porți, de data aceasta fără mandat. Deci n-a mai fost nevoie de vreun mandat, de vreo procedură, s-au dus acolo să caute pe acea pistă. Ei bine, astfel de mesaje curg în continuare către autorități, iar ele sunt obligate să verifice fiecare pistă oferită de anumite persoane. Unele se semnează, altele nu se semnează, însă nu trebuie neglijat niciun astfel de mesaj. Între timp, aici, la Casa Groazei, până când Gheorghe Dincă nu va fi adus înapoi la Caracal, se pare că nu va mai intra nimeni să facă nicio cercetare la fața locului. Această casă este păzită peste tot, la toate intrările, însă mai degrabă este păzită ca nu cumva să filmăm noi mai de aproape jurnaliștii. Vom vedea așadar dacă va fi adus Gheorghe Dincă cât mai curând aici, după ce se va face acea expertiză psihiatrică, în așa fel încât s-ar putea să vedem și noi excavatoare, buldozere, să vedem ce este îngropat în curte sau, de ce nu, chiar în subsolul acestei case. Georgiana Murgilă, mulțumesc!